Să rămâna pentru bilet la dumneavoastră? Deci, companie privată se cumpără dintre biletul. Și CFR-ul trece la... CFR-ul e după acesta. La cât timp? La 40 de minute. Cât timp facem până acolo? 27 de minute. Până în Gara de Nord. Până la Gara de Nord, da. Am înțeles. Suntem în aeroportul Henri Coandă și mergem pe una dintre cele două rute pe care le are acum trenul metropolitan din capitală. Locul ăsta e plin de viață. Suntem pe punctul de a ne urca în trenul metropolitan. Este trenul care face legătura între aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord. Sunt destui oameni și la ora aceasta. Semn că este o variantă extrem de interesantă de luat în seamă față de vechea variantă pe stradă. Un drum de aproape 20 de kilometri spre București costă 5 lei cu trenul, față de cel puțin 60 de lei cât ar fi cu un taxi. Prețul unei călătorii cu taxiul, de multe ori nejustificat de mare, haosul din trafic și timpul de așteptare, îi trimit pe mulți dintre cei care aterizează pe aeroportul Otopeni și au nevoie să ajungă în capitală spre trenul metropolitan. Bine. În momentul de față, stăm în trafic, e mai bine. Cât ați câștigat ca timp? Dacă să faceți o comparație. Poate și mai de oră. La oră de vârf. În urmă cu 4 ani, actualul primar al capitalei promitea 6 linii metropolitane. Doar 2 sunt funcționale, cea spre aeroport și cea spre Scroviștea. În 2020 spuneați că zona aceasta de trenuri metropolitane ar trebui să fie o alternativă foarte serioasă. Cum stau lucrurile din promisiunile de atunci? Continu să cred asta. Nu aveam informația completă atunci. Nu avem informația despre viteza cu care se circulă pe, practic, toată această rețea. Eu cred că în 3-4 ani putem să avem pe zona de nord de care am vorbit, Gara de Vest, Gara de Nord, Gara Obor. Într-o capitală sufocată de mașini și de poluare, în care mii de oameni vin la muncă în oraș din localitățile învecinate, o rețea completă de trenuri metropolitane ar însemna la propriu o gură de oxigen. Noi estimăm că undeva la 25% din trafic ar dispărea. Și să vă mai spun ceva, dacă l-am corela cu îmbunătățirea nivelului de învățământ, da, în toate sectoarele, să avem un învățământ bun în școli, atunci cu cel puțin 40% ar fi diminuat traficul din municipiul București, cu siguranță. Planuri mărețe există, chiar pentru 25 de trasee de cale ferată în zona metropolitană, doar că mai e mult până departe. Iar de la promisiuni până la realitatea din teren, e nevoie și de muncă propriu-zisă. Unde trebuie, probabil că o să ajungem în 2035-40, fără exagerare. Gândiți-vă, sunt foarte mulți pași de făcut. Nicăieri nu s-au făcut peste noapte. S-au făcut partea 35-2040 un sistem metropolitan așa cum ne-l dorim. Funcțional, măcar pe liniile care să deservească aceste linii magistrale în relația cu Fundulea, în relația cu Videle, în relația cu Giurgiu, relația spre Titu, cum spuneam, relația spre Ploiești, adică toate și Urziceniu, deci toate magistralele să fie deja irigate cu trenuri noi sau în orice caz și dacă sunt secăcăni să fie mai noi. Asta în condițiile în care în zona metropolitană a Bucureștiului există deja o rețea de cale ferată moștenită din vremea comunismului. Doar că asta înseamnă că trebuie reabilitată și aici se complică totul. Autoritățile au ajuns abia în faza de discuții și studii. Am avut tot timpul discuții foarte constructive cu cei de la CFR. Ei au un studiu de fezabilitate contractat de acum un an și jumătate, deci în baza căruia se lucrează și care se va termina cam într-o jumătate de an. Un succes, dacă vorbim de trenul metropolitan, un succes care nu ni se datorează, este linia Gara de Nord Otopeni și este un succes nu atât pentru călătorii care merg sau se întorc de la Otopeni, ci pentru locuitorii din Mogoșoaia. Pentru că ei, mulți dintre ei, nu mai vin cu mașina în București, ci se duc la gară și de acolo vin în 5 minute în București. Deci e un dovadă că se poate. Se poate, însă nu știe nimeni să dea acum un termen pentru când va exista și în teren ceea ce se planifică din birouri.
să îmbunătățim infrastructura, trebuie să gândim un pic în viitor, să avem clară informația cum dezvoltăm și pe unde dezvoltăm, să facem studii corecte și să le punem imediat în aplicare. Bani ați văzut cât oferă Uniunea Europeană pentru astfel de transport. Și mai spun ceva. Nu va mai exista un buget alocat pentru autostrăzi începând din 2030. De statul român nu va mai primi bani. Va primi bani pentru CFR. Dacă nu înțelege acest lucru, va lăsa cetățenii să stea iarăși în trafic pe toate șosele țării. Din când în când se mai stă și în trenul care face legătura între aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord. De ce ne-am oprit aici? Trebuie să treacă un tren, că e un singur fir și facem cruce aici. A, noi de acum intrăm pe un singur fir? Da. Până în Gara de Nord? Nu, a. Numai aici, secțiunea asta de la Bogoșoaia până la Pajura. Adică a, până la Triaj. Până la Triaj, un singur fir. Chiar și cu astfel de pauze, călătorii văd beneficiile unei linii ferate care leagă orașul de aeroport. Important, pentru că ajung în București în 20-25 de minute, evit traficul, depinde și de ora acum. Depinde. Da. Dar e foarte, foarte ok. Ai mers cu trenuri metropolitane și în alte țări? Da. Peste tot în Europa. Sunt mai moderne, ce-i drept. Da. E bine că avem și noi. Să zicem că în anumite țări sunt mai moderne, sunt condiții mai ok. Aici vara mai sunt probleme. Adică ce? E foarte cald și nu funcționează aerul condiționat sau iarna e prea frig. E tot o bombă. Dar este ok. Se poate și mai rău, așa că nu de puține ori ne mulțumim și cu ce avem, chiar dacă nu e neapărat ce trebuie. În urmă cu 4 ani, oficialii promiteau inclusiv achiziția de trenuri noi pentru rutele metropolitane. N-a fost să fie. Achiziție sau contract cu parteneri privați, așa cum este un privat care operează, cum sunt privați care operează pe București-Ploiești, sunt privați care operează pe București-Otopeni. Asta este faza următoare. Prima etapă este să ai șina și să ai stații. Rămâne un regret, povestea asta cu trenurile metropolitane? Da, desigur, mi-aș fi dorit și ea ar fi avut un impact important, în special pentru zona Pipera. Dar e fezabil. Iar la capitolul investiții, reprezentanții Ministerului Transporturilor spun că trebuie stabilite priorități. Iar când ajungem la opțiunea finanțării, sunt multe proiecte cu care intră în concurență și trebuie de asemenea prioritizat sau obținerea a unei finanțări corespunzătoare pentru proiectele prioritare. Nu avem cum bagheta magică și schimbarea situației peste noapte, nu s-a inventat încă, dacă o știți sau cineva o știe să mi-o dea și mie. Am ajuns în sfârșit la Gara de Nord, ne pregătim de coborâre. Avem o întârziere de 10 minute, dar per total călătoria aceasta nu este decât o invitație în a face un pic de mișcare, în a ajunge într-un timp decent în mijlocul Bucureștiului și, bineînțeles, există și o parte foarte bună. Cu trenul reușim să lăsăm toate ambuteajele din trafic deoparte și să ajungem în condiții decente la serviciu, la plimbare sau oriunde avem nevoie.